salutare, sunt priză la tine acasă. Iarăși cu gânduri bune și la mulți ani din suflet venim astăzi spre o altă omageată a echipei noastre. Noi am acceptat această invitație la sărbătoarea ei, dar nu din partea dumneei. Este vorba despre mămica, aflată în Germania, care aproximativ un an de zile nu și-a văzut copilița. Ne-a rugat cu mare drag, iarăși a apelat la noi să aducem acest la mulți ani, să aducem aceste emoții frumoase altui om drag din sufletul ei și astăzi este vorba despre ficulița dragă. Venim la pizzeria Europa să o surprindem aici împreună cu oamenii dragi, împreună cu prietenii dragi, unde își sărbătorește frumoasa sărbătoare și cei 16 frumușei de anișori din viața ei. Haideți, dragii noștri, și aici, astăzi, 15 noiembrie 2020, să aducem frumoasele emoții de suflet. Surpriză la tine acasă, sunt sigură că ne cunoști și eu, Olesia Palade, astăzi, cu mare drag și deosebită plăcere, vin la sărbătoarea ta, dar desigur ne-ai invitată de tine, că și tu nu ne-ai invitat. Așa, ne-a trimis aici cineva drag, ne-a trimis aici cineva care te iubește foarte mult și totuși, chiar dacă tu acolo în gândișorul tău și în inimioara ta, ai un nume care ți plutește deja acolo și pe vârful lacrimilor tale, care tind să cadă și tu le ții, dar eu totuși vreau să te întreb cum crezi din partea privind. Așa, eram sigură, într-adevăr, Mădălina, venim aici din partea mămicii tale, cu mare drag, dor, dragoste, profund respect față de tine, copilița ei. Și când zic că mama își respectă copilul, într-adevăr așa și este, nu doar copiii trebuie să-și respecte părinții. Te respectă, te iubește, îi dor de tine și astăzi, fiind departe de tine, de aproximativ cât un anișor aproape, așa, ne trimite pe noi aici, iarăși la omuleț, alt omuleț drag, căci cândva am venit în fața bunicii tale, în fața mămicii ei, astăzi tu ești omul drag sufletului ei, tu ești omageata zile de astăzi și noi venim aici frumos să-ți șoptim și ți-am cântat deja la mulți ani. Avem această tortă frumoasă pregătită cu drag și dragoste. Și azi noi cu mănica ta am hotărât să-ți aducem acești bulbi de crizanteme, da, frumoși ca tine, albi, să-ți fie viața curată, să-ți fie viața pură, să-ți fie viața o cale presărată doar cu petale albe, lipsită de griji, să ai parte doar succese, realizări frumoase și niciodată în viața asta să nu permiți un gând să-ți umbrească dragostea față de a ta mamă. Și niciodată în viața asta să nu permiți gândului tău și creierașului tău să pătrundă acolo o idee că dacă mămica vreodată a mustrat, ea nu te iubește. Te iubește mai mult ca viața ei și tu asta cunoști. Și noi venim astăzi din partea ei cu aceste flori frumoase, cu acest dar frumos și această surpriză de suflet special pentru tine, cea pe care mama o iubește la infinit. La mulți ani! Discutând cu mămica ta și organizând frumoasă sărbătoare, ca și data trecută, am avut ocazia să o simt, să o simt sufletește și să simt acea dragoste profundă care o simte față de tine. Își dă seama foarte bine că este o perioadă când tu crești. Își dă seama foarte bine că este perioada când încet, încet începi să ieși de supărei pe mămicii. Și totodată, îți permite și totodată acolo în suflet încă nu poate să-ți dea voie, fiindcă ești întotdeauna copilița mamei, copilița familiei, copilița care te-a iubit și te iubește și te vor iubi foarte mult și întotdeauna. Să o păstrezi acolo în suflet și în gândul tău. Să știi că te iubește într-adevăr foarte mult.
Și e o vârstă prin care trecem noi toți, e o vârstă prin care am trecut și eu, când ne pare că atât de multe știm și când ne pare că așa de deștept suntem. Dar totuși, fără mamă, fără sfaturile ei, fără poviețele mamei și grija, poate care uneori e exagerată, toți am trecut prin grijile părinților exagerate, care uneori ne pare că ne irită, dar este doar din dragoste, este doar din grijă, este doar din scopul de a-ți face ție viitorul frumos acasă și o viață cât mai frumoasă, fiindcă nu este ușor să te afli acolo departe, știind că acasă cei mai dragi sufletului te așteaptă și îți duc dorul, iubește. Și savurează din dragostea ei și bucur-te și alină-te că ai frumoasa fericire de a avea mamă și de a avea această dragoste, această grijă și această muncă a ei care e departe, dar este pentru tine. Să o păstrezi în sufletul. Eu știu ce zic. Tu ai mare bucurie de a avea mamă și ai mare bucurie de a avea dragostea ei. Întotdeauna când te superi, gândești că alții nu au dragostea asta și nu au bucuria asta. Și atunci o să-ți treacă supărare, ai să o suni și să spui, mamă, te iubesc mai mult ca viața mea. La mulți ani, Madalina, să fii sănătoasă. Și acum vine și timpul tău. Dacă vrei să-i spui ceva mămicii tale, cu siguranță te o să-i spui și personal, prin telefon, să sunați, dar ea așteaptă și aici câteva cuvinte de la tine, cu mare drag și dor. Eu vreau să-i mulțumesc pentru tot. Mă aștept acasă, iubesc. Nu mă cinesc viața fără ea. Fii fericită. Fii fericită și să dea bunul Dumnezeu o cale frumoasă, fericită. 16 ani este un început al începuturilor. Urmează încă foarte multe realizări, succese, trepte pe care să le urci. Și amintește-ți întotdeauna că speranța cea mare a mamei ești tu. Nu știu, mai sunt frați, surori în familia voastră? Așa, copii. Copiii sunt speranța mamilor, taților, părinților, bunieilor, în general, oamenilor dragi. Urcă sus pe calea succesului, întotdeauna să-ți aduci aminte educația frumoasă care ți-a dat o mămică. Și chiar dacă ai să greșești, pentru că noi greșim și părinții iartă și ne îndrumă și noi iar greșim, asta e rostul copiilor, dar tu amintește-ți că obrazul mamei trebuie să fie curat întotdeauna. Iar tu să mergi cu fruntea sus și mama de urma ta, că ai educat frumos și a dat pe calea vieții o mândră fată frumoasă și desigur. Cea mai deosebită astăzi în zi de sărbătoare. La mulți ani încă o dată. Noi chiar vrem să te aplaudăm. Suntem puțin de aplauzul nostru să fii frumoasă. Și văd cum ai flori frumoase aici. Permite-mi să fii felicitată. Scăpată ușor de noi, noi încă nu ne dăm duș de aici, fiindcă am lăsat așa, cireașa de pe tort, cum se spune, să vină la final. Noi mai avem un dar frumos de la mămica ta pentru tine. Și nu mi-am permis să-l deschid. Dar să știi că o să fiu cumva mai îndrăzneat și curioasă și am să cu tine. Să deschizi să ne arăți și nouă ce ai tu aici frumos. Mărime sau nu. Fata e mare, mama. Fata crește, mama nu știu dacă duci conturi. Mărești nouă? Să fii fericită. Să simți întotdeauna ce am împlinit acolo în suflet principal. Lor este toate trec și se duc. În suflet să savurezi dragostea celor care te iubesc. La mulți ani încă o dată. Uite, acum chiar îți spunem sărbătoare frumoasă și noi te lăsăm cu drag. Să ne atac și o zi cât mai minunat. O mamă, am fetiță, cea mai fericită sunt. Bucuria așteptată, cea mai sfântă pe pământ. Sunt o mamă, am fetiță, cea mai fericită sunt. Bucuria așteptată.
aceea trebuie de demonstrat că emoțiile de suflet, indiferent de distanță, indiferent de țară, de oraș, de sat, vin întotdeauna dacă sunt trimise cu drag și sunt trimise din suflet. Astăzi am adus dorul unei mame spre fiica sa dragă, care face o frumoasă vârstă și mama din nou este absentă. Îi mulțumim din suflet doamnei Rodica că este fidelă echipei noastre, că ne urmărește, că iarăși a apelat la noi și iarăși ne-a încredințat nou un dor și o dragoste frumoasă de mamă să-l aducem astăzi în zi de sărbătoare, scumpei, dragii și minunate ficulițe. Am făcut cunoștință și cu Mădălina, i-am urat sănătate, mulți ani și, desigur, o viață frumoasă, presurată cu flori frumoase, albe și fără primejde. Dragii noștri, vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți alături de noi. Vă urăm o zi frumoasă, o zi cu soare și pentru noi întâlnim. La revedere!